discuția spre o economie verde ne va asigura un viitor sustenabil. Sustenabil însemnând că noi vom avea suficiente resurse energetice, naturale, suficiente resurse umane, pentru că într-o bună ecologie le place să trăiască și oamenilor. Pentru business, tranziția la economia verde va însemna două lucruri. În primul rând, regândirea investițiilor și a marketingului, pentru că este foarte important să punem de la bun început bazele unei economii care nu poluează mediul, în a efectua un management al deșeurilor eficient, corect și a ne înscrie în bunele practici europene și mondiale în acest sens. Pentru întreaga comunitate, însă asta va însemna și responsabilitate, pentru că nu doar business-ul, ci și statul și fiecare cetățean în parte trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modul de producere, modul de consum, modul de gestionare și modul de administrare. Tranziția la economie verde costă și atunci trebuie să vină de fiecare dată statul prin programe, prin subvenții, prin mecanisme de sprijin, în măsură în care să ajute agentul economic să-și facă acele măsuri de eficiență energetică, de retehnologizare, de trecere la energie regenerabilă pentru propriul consum, pentru sortare deșeuri, pentru că partea de deșeuri este un element strict gestionat de stat. E un efort susținut din toate părțile, dar partea financiară este cea mai importantă. Pentru a face un business să fie în mod circular, trebuie regândit tot procesul tehnologic. Se începe de la ideea afacerii, de la produsul pe care ne-l producem, de la materiei prime pe care le utilizăm, de la modalitatea de gestionare acestor materii prime într-un mod economicos și, nu în ultimul rând, ca acele produse să fie concepute într-un mod durabil, reciclabil. Societatea de consum astăzi este axată pe a cumpăra, a utiliza și a arunca. Trebuie schimbată această paradigmă, deoarece la nivel global se produc circa 400 de milioane de mase plastice, dintre care 90% rezultă în deșeuri, în groapa de gunoi. Deci este o risipă enormă de resurse naturale. Existența unui depozit pentru ambalaje va permite, în primul rând, consumatorilor să-și recupereze banii pe care ei, de fapt, nu ar trebui să-i cheltuiască pentru ambalaj. În al doilea rând, ne va permite să colectăm și să separăm foarte corect deșeurile de ambalaje. Ele nu vor fi murdare, ele vor fi imediat separate pe tipuri, adică plastic, metal, sticlă. Și, de asemenea, va scădea presiunea pe ecologie. Noi sperăm foarte mult ca într-un termen de cel mult 2 ani de zile acest sistem să lucreze în Republica Moldova. El există în lume și întreaga Europa merge acum exact spre acest sistem. Acest sistem a fost implementat în ultimii 5-7 ani în multe țări membre ale Uniunii Europene, el în special în țările baltice. Exemplul pe care ne propunem noi să-l preluăm este exemplul Lituaniei și colaborăm cu acest sistem de returnare depozitului creat în Lituania în 2016. Au fost și vizite de studii, urmează să fie și o asistență tehnică de susținerea mediului de afaceri Republica Moldova pentru dezvoltarea cadrului legal și stabilirea acestui sistem în la noi în țară. În spatele unei obligații aparente legale, care intervine curând și deja este în forță în Republica Moldova, există și aspectul de responsabilitate pe care îl poartă business-ul pentru afacerile pe care le face în Republica Moldova. Deci sperăm să transmitem acest mesaj, invitație, dar și încurajare de a regândi afacerile.